Da, apropo de filme, ai mai văzut vreun film al Nu, lumea am văzut un film, de exemplu, românesc nou, Câini se cheamă. Bă, cum să zic, scenariu interesant. Joacă Câinii? Gheorghe Visu, câini, da. Joacă Gheorghe Visu foarte bine. Și mă opresc aici. Nu e Regia. câinele japonez? Nu, câini, câini, câini se cheamă. E Sunt nou, a apărut anul ăsta. Regia l-a pământat. Deci vreau să zic că bă, e o plictiseală, nu știu ce la montaj. Durează câte 3 minute în scenă. Știi că m-am uitat pe Netflix și acolo ai butonul ăsta, dai mai departe cu 10 secunde. Bă, la un moment dat a dat de 10 ori și era același cadru, înțelegi? Că m-am chiar unit. Am mai încercat să văd și un alt film românesc, nu-i mai dau numele că poate nu, na, nu le facem un bine. Bă, n-am putut. N-am, adică la un moment dat m-am plictisit, tati, deci. Am stat un minut să treacă unul strada, că era bătrân, știi? Dar de ce trebuie să-mi arăți mie așa chestia asta, dacă vrei să... Adică există mijloace cinematografice pe care pot să sugerez anumite lucruri. Din păcate, e o diferență uriașă între școala de actorie. În general, actori mulți buni. Chiar și ăștia tineri, unii dintre ei. Bă, și școala de regie, unde sunt probleme mari la mulți ăștia de care fac filme. Adică chestia aia de dinamică, de transmis ceva. Nu știu de ce, de exemplu, chiar și în ăsta Câini, știi? Începe filmul cu merge camera frumos deasupra ierbii până ajunge la o mocirlă, la o eleșteu, mă rog, cu mătasa brăștei pe deasupra, deci și iese ceva de acolo, știi? Dar chestia asta durează vreo 2 minute. Pot atât, plictisești. Mami, deci nu se face așa, adică totul sunt chestii de ABC. Durează prea mult scenele, știi? Și creează un gen de plictiseală. Dar repet, scenariu interesant, ok, e plăcut. Visu joacă foarte bine, adică, mă rog, e chiar super ok. Și ceilalți actori au jucat binișor, deci. Dar regizorul.